Doamnelor și domnilor, începe spectacolul serii. La Etno TV punem rămășac pe folclor în fiecare seară. Urmează momente de neuitat alături de inegalabilul Georgel Nucă. Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Sunt Georgel Nucă și vă invit să rămâneți alături de noi până la final. În această seară ne-am adunat pentru că îndrăgita interpretă a cântecului popular moldovenesc, să spun așa, Nadia Duluman, căci despre ea este vorba, își lansează două albume frumoase cu cântece extraordinare și vă invităm să le căutați și dumneavoastră în toate magazinele de specialitate. Mă bucur mult de tot, Nadia Duluman, pentru că în această seară ai gândit pentru publicul de acasă o emisiune de înaltă ținută. Alături de noi și ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava și vorbim despre acești profesioniști, vorbim despre invitații tăi, dar nu înainte de a-ți spune încă o dată că pentru noi este o mare, mare bucurie să avem în platoul emisiunii Rămășa pe Folclor oameni așa cum sunteți voi. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună seara, Etno TV! Bună seara tuturor celor de acasă! Bună seara colegilor mei dragi! Vreau să le mulțumesc în primul rând pentru că sunt alături de mine la un moment atât de important pentru mine. Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit în casa cântecului popular și sperăm să oferim celor de acasă un spectacol așa cum ni l-am gândit noi, împreună cu acești oameni minunați, cu orchestra ansamblului Ciprian Porumbescu de la Suceava, cărora le mulțumesc și mă bucur că în această seară, la această de sărbătoare, sunteți alături de mine. Vă mulțumesc, vă respect și vă stimez. Primul compact disc conține 16 cântece, trebuie să-i mulțumim și maestrului Viorel Leancă pentru că și-a pus sufletul, și-a pus dragostea în acest album ca el să fie unul reușit. Căutați așadar, primul album se intitulează... Acesta este cel de-al doilea, primul este... Asta este... Ia o scântă moldovenii, pentru că toți suntem moldoveni. Și tot semnătura maestrului Viorel Leancă și este. Versurile sunt scrise de doamna Mihaela Sfichi. Și al doilea? Răsuna din Vale, o fanfară, este un album la fel de complex, care conține și cântece de fanfară, pentru că în zona Vaslui se cântă muzica de fanfară și eu am vrut să duc tradiția mai departe, să o păstrez. Foarte bine ai făcut, este foarte, foarte bine să păstrăm această flacără a folclorului, să păstrăm ceea ce strămoșii noștri ne-au lăsat drept moștenire. Vreau să deschidem ediția din această seară a emisiunii noastre Rămășa pe Folclor cu orchestra ansamblului artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, orchestra ce aparține Centrului Cultural Bucovina, patronat de Consiliul Județean Suceava, manager Sorin Filip și merită aplauzele dumneavoastră acești oameni, maestru coregraf George Palaniuc, conducerea muzicală este asigurată de maestru dirijor Viorel Leancă, aranjamentele muzicale sunt sub semnătura maestrilor George Sârbu, Viorel Leancă și Răzvan Mitoceanu. Așadar, ascultăm acum, urmărim acum un moment cu totul și cu totul special oferit de orchestra ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. Thank you.
un moment cu totul și cu totul special oferit de orchestra ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. Mulțumim mult de tot maestrului Viorel Leancă, un dirijor de înaltă ținută, un om care a pus așa suflet pentru foarte mulți interpreți ai cântecelor noastre. Maestre și dragii mei prieteni, mă înclin cu toată dragostea și cu tot respectul meu în fața dumneavoastră și vă mulțumim mult de tot pentru că într-un final ați reușit să fiți și în emisiunea noastră. Le reamintesc telespectatorilor noștri că suntem într-o ediție specială când Nadia Duluman își lansează cele două albume și vă invit, dragi prieteni, să mergeți în toate magazinele de specialitate și să cumpărați acest album. Nadia Duluman ne-a adus în această seară și foarte multe bucate alese, să spun așa. Aș vrea să mergem acolo la bucatele astea, să ne spun și nouă cine le-a pregătit. Tu le-ai pregătit? Să știți că nu am pregătit decât poalele în brâu, care sunt specifice moldovei. Adică acestea. Da, și bineînțeles plăcinta cu dogvleac, pentru că este toamnă. Celelalte sunt de la catering, pentru că noi venim de la Vaslui, cam greu ca să venim cu bucatele după noi. Și le-am adus artiștilor ca să nu cânte pe stomacelul gol, știți? De ce nu se poate cânta pe stomacelul gol? Măcar așa, puțin. Uite cum facem, eu îi dau doamnei Maria Cârneci o poală în brâu, să spun așa, că știu că îi plac poalele în brâu, și pe tine te trimit la locul de cântat, pentru că trebuie să le oferim celor de acasă cântecele noastre. Doamnelor și domnilor, noi servim aici masa de seară, da? Doamna Maria, ce vreți dumneavoastră să serviți, aia puteți servi, pentru că ați auzit, sunt făcute cu simț de răspundere. Așa este, dacă sunt făcute de Nadia poalele în brâu, am toată convingerea că sunt la fel de bune precum e ea, o fată bună și cântă foarte frumos. Da, mai vorbim. Vorbim, sigur că da, o ascultăm pe Nadia Duluman. Ram tam diri 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 da tare multe o mai placut ram tam diri diri.
și eu din neapuie. Păi în vârghini horili, păi și-s frumos ca florili, hop hop și numai așa. Lui. Nicosița schid de grâu și toți oamenii mă știu. Când de joc și veselie și tot omul sat mă știe. Când la cap și când la nunț, unde-s oamenii mulți. Eu-s fată din Vaslui și fur inima oricui. Când de joc și veselie și tot omul sat mă știe. Când la cap când și la nunț, unde-s oamenii mulți. Că frunză verde trigutui, eu-s fată din Vaslui. Nicosița schid de grâu și toți oamenii mă știu. Și numai flori și petrec lângă fișori. Fetele de sama mea m-ar mânca dacă-ar putea. Părui schic și ochii zverzi, de te uiți în ei te pierzi. Și la fete nu-ți pe plac, dar n-am ce să fac. Eu-s fată din Vaslui și fur inima oricui. Părui schic și ochii zverzi, de te uiți în ei te pierzi. Și la fete nu-ți pe plac, dar n-am ce să fac. Și numai flori și pitrec lângă feșori. Fetele de sama mea m-ar mânca dacă ar pute. Frunză verde de pe flori, plin-i satul de feșori. Și de fete satul-i plin, dacă-ți după mine vin. Îți frumoasă cum vedeți, n-am ce faci și măi băieți. De vă mai uitați așa, rămas de ochi. Eu-s fată din Vaslui și fur inima oricui. Îs frumoasă cum vedeți, n-am ce faci și măi băieți. De vă mai uitați așa, rămas de ochi. Tu frunză verde de pe flori, plin-i satul de fișori. Și de fete satul-i plin, dată-ți după mine vin. Asta-s eu și-așa mi-i drag, să le vin la toți de har. Dumnezeu ne-o dat noroc, că trăiesc când se joc. Mă petrec cu neamul meu și trăiesc așa cum vreau. Când la nunț, când și la hram, nici o grijă n-am. Eu-s fată din Vaslui și fur inima oricui. Mă petrec cu neamul meu și trăiesc așa cum vreau. Când la nunț, când și la hram, nici o grijă n-am. Păi asta-s eu și-așa ni drag, să le vin la tăzi de har. Păi Dumnezeu ne-a dat noroc, că trăiesc când se joc. Îți fată din Vaslui și fur inima oricui. Bravo, bravo, așa strigă toată lumea în această seară când Nadia Duluman interpretează aceste cântece foarte frumoase. Vreau să vă mai spun despre Nadia Duluman, dragii mei telespectatori, că ea organizează și foarte multe evenimente. Este un bun organizator și aduce lângă ea și mari artiști ai cântecului popular. Felicitări încă o dată, Nadia, pentru tot ceea ce faci. Mă bucur pentru că de fiecare dată ai lângă tine numai oameni speciali. Da, așa este. Probabil Dumnezeu spune așa că dă după sufletul omului, nu? Și iată că astăzi am alături de mine oameni frumoși, oameni talentați, oameni pe care eu îi prețuiesc și le mulțumesc încă o dată pentru că sunt în această seară alături de mine la acest important eveniment, pentru că îmi lansez două albume și iată că am reușit să ajungem aici la Etno TV, la București, în platou dumneavoastră, să transmitem și publicului de acasă cântecele noastre frumoase moldovenești și nu numai. Cu siguranță toate cântecele din această seară ajung la sufletele oamenilor și vreau să mai mulțumim și iubitului tău, să spun așa, pentru că este omul care a înțeles că asta trebuie să faci. Este omul care te susține și contează foarte mult ca jumătatea sufletului să înțeleagă această meserie. Da, așa este și să știți că e mai bine că n-ai pe cineva lângă tine, pentru că îți ușurează și munca și se duc și emoțiile mai mult. Și eu îi mulțumesc din suflet că este alături de mine, pentru că reușesc să fac mult mai multe lucruri, pentru că suntem doi. Unde e doi, puterea crește. Unde este și Elisabeta Turcu-Juverdeanu, puterea crește și mai mult. Doamna Elisabeta Turcu-Juverdeanu, un om de mare calitate, una dintre cele mai frumoase voci ale cântecului muntenesc. Este
o artistă completă, o artistă celebră. Este un om iubit și de marele public, dar și de oamenii din televiziune. Sărut mâinile și bună seara, doamna Elisabeta. Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră. Bună seara, dragilor moldoveni, bucovineni. Este o bucurie pentru mine să mă reîntâlnesc cu dumnealor, cu orchestra Ciprian Porubescu, alături de care am fost și eu în spectacole. Îi prețuiesc foarte, foarte mult și chiar în deschidere, în suita pe care au cântat-o, am văzut că au adus și de la Mușcel sârba de la Lerești, cântată foarte, foarte frumos. Vă îmbrățișez și vă felicit pe toți, iar Nadiei îi doresc tot ce e mai frumos, cântece frumoase, autentice din zona ei. Mă leagă amintiri frumoase de Nadia. Nadia a fost cea care m-a prezentat unor oameni din zona Moldovei, a dat numărul meu de telefon și mi-am dat seama că pe lângă calitățile ei de interpret și de iubitor de cântec popular românesc, este și un om deosebit. Este și vă îndrăgește foarte, foarte mult, doamna Betty. Să știți că întotdeauna vorbește foarte frumos. Eu vă prețuiesc foarte mult. Sunteți un model pentru noi, cei tineri care pășim la început pe drumul cântecului popular. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine și vă dăruiesc cele două albume cu toată prețuirea mea. Mulțumesc frumos, am să le ascult, am să le țin în mașină și la drumurile lungi pe care le fac prin țară, am să le ascult, să fii sigură de asta. Mulțumesc. Încă o dată felicitări și mulțumesc. Mult, și mult succes. Ajută. Și Doamne mulțumesc. Ajută. Iar acum ascultăm cântecul adus din Muntenia de doamna Elisabeta Turcu, Juverdeanu. Nu știu când au plecat, anii ce mi-au legănat, zilele de veselie, joacă din copilărie. Timpul trece, nu stă în loc, anii tineri nu se-ntorc. Mi-am lăsat satul din vale, și-am plecat pe-a vieții tale. Dai, la, da, dai, la, da, dai, la, la. Dai, la, da, dai, la, da, dai, la, la. Dulce e tinerețea, spre apus mai fac un pas. Da, 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 da
Doamna Elisabeta Turcu-Juverdeanu, întotdeauna cu cântece frumoase, cântece care sunt nemuritoare pentru sufletele noastre, cântece care vor rămâne și se vor păstra foarte bine în timp. Este o altă bucurie pentru mine să îl avem în această seară, în platoul emisiunii noastre, pe managerul ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, pe Sorin Filip. Bună seara! Mă bucur pentru că văzut că faci lucruri foarte, foarte frumoase, toată lumea te ascultă și mai ales acolo la tine, acasă, în Suceava și nu numai, reușiți cu toții să faceți cele mai frumoase și adevărate spectacole. Bună seara, George Lnucă, bună seara întregii echipe Etno TV. Iată-ne în această seară cu ansamblul artistic Ciprian Porumbescu prezenți pentru dumneavoastră, pentru publicul telespectator. Mulțumim Nadiei Duduman pentru invitație și este o onoare ca în această seară să fim alături de ea și alături de telespectatorii noștri. Așa cum bine știți, ansamblul artistic Ciprian Porumbescu al Centrului Cultural Bucovina, instituție subordonată Consiliului Județean Suceava, iată prezentă în această seară aici la Etno TV. Mă bucur că suntem prezenți și am venit cu drag pentru dumneavoastră să vă oferim cântece dragi, cântece deosebite pentru oameni dragi din suflet, pentru suflet, cu dragoste de cântec pentru toți cei ce ne urmăresc și ne privesc în această seară la Etno TV. Așa cum ați văzut și în deschidere, Orchestra Ansamblu Artistic Ciprian Porumbescu, artiști de seamă, artiști deosebiți și sunt mândru că iată pot să-i reprezint pe acești minunați instrumentiști valoroși cu care noi ne mândrim și alături de maestrul Viorel Leancă, dirijorul ansamblului artistic Ciprian Porumbescu din Suceava și alături de coregraful George Palaniuc și de dansatorii pe care i-ați văzut o parte din ansamblul Ciprian Porumbescu. Să știți că ansamblul Ciprian Porumbescu este mult mai mare, orchestra este formată din 25 de instrumentiști, 12 perechi de dansatori. Astăzi am venit doar o parte pentru a fi prezenți alături de Nadia și să știți că la anul vom sărbători 65 de ani de activitate în slujba cântecului și a jocului popular românesc și pe această cale ținem să mulțumim Consiliul Județean Suceava, domnului președinte Gheorghe Flutur, domnului vicepreședinte Gheorghe Nuță, cel ce răspunde de Centrul Cultural Bucovina și de noi și este alături de noi domnul vicepreședinte Gheorghe Niță. Eu mă bucur că suntem prezenți aici și am venit cu drag și ce să mai spun, trecem la cântec și să vă bucurăm pe dumneavoastră și pe telespectatorii noștri care ne urmăresc la această oră. Îi salutăm pe toți telespectatorii care de fiecare dată sunt aproape de emisiunile noastre. La mulți ani pentru o frumoasă vârstă a ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. Iată 65 de ani. 65 de ani nu sunt puțini, sunt 65 de ani cu multă muncă și cu mult profesionalism. Doamnelor și domnilor, iar acum trimitem spre sufletele dumneavoastră un cântec interpretat de Sorin Filip. Tandere, tandere, tandere.
tam de de re de re de ra ra. Unde raiu cu gradina tam de de re de re de ra. Manastire cu sate mândre tam de de re de re de ra ra. Și Bucovine de frunte tam de de re de re de ra. Și-o strângeți roate, tam de re de re de re de ra ra. Că ne ține la olaltă, tam de re de re de re de ra. Hai la noi în Bucovina, tam de re de re de re de ra ra. Unde raiul cu gradina, tam de re de re de re de ra. Manastire cu sate mândre, tam de re de re de re de ra ra. Și Bucovine-n de frunte, tam de re de re de re de ra. Bravo, bravo, foarte frumos, doamnelor și domnilor, în această seară ascultați cele mai frumoase cântece și vă reamintesc că ne-am adunat la o seară specială pentru că Nadia Duluman își lansează cele două albume. Două albume frumoase cu cântece extraordinare și la petrecerea din această seară Nadia Duluman a ales să vină prieteni de suflet, oameni care întotdeauna fac lucruri frumoase, fac lucruri de mare calitate. Lucruri frumoase face și doamna Maria Cârneci, prietena noastră, un om cu totul aparte, o interpretă care ne-a servit întotdeauna ca și model în ale cântecului românesc. Este un artist valoros, este un om pe care eu îl iubesc din tot sufletul meu și îi mulțumesc doamnei Maria Cârneci pentru că nu ne refuză niciodată. Sărut numele, estimată doamnă! Bună seara, Georgel, și dăm voie cu atâta lume frumoasă în platou, să căutăm să concentrăm în puține vorbe, dar nu se poate în seara asta, pentru că mie, la rândul, mi-ai făcut o mare surpriză aducând acești valoroși artiști în platou Etno TV. Bravo! Iertați-mă, doamna Maria, am auzit-o pe Nadia Duluman, cam cine și-ar fi dorit ea să fie la petrecerea din această seară? Și eu tot ascultând-o și văzând cât de frumos vorbește despre dumneavoastră, despre doamna Elisabeta Turcu, de aceea am pus la cale aceste momente și pentru sufletul ei, cred că este cea mai mare bucurie prezența dumneavoastră. Îi mulțumesc din suflet! Și eu! Felicitări, Nadia! Mulțumesc. Din tot sufletul îți doresc ca cele două albume să-ți facă așa o cărare frumoasă, plină de bucurii, de sănătate și de succes în ale cântecului popular. Ești un om deosebit, vreau să te felicit că ai ales acești artiști. Georgel, se vede școala unde este ansamblul Ciprian Porumbescu. Deci mi-e drag de nu mai pot. Pentru că au făcut adevărata școală, normal. Așa este. Felicitări și domnului dirijor și domnului coregraf și vouă tuturor și colegului nostru Sorin Filip, pentru că, uite, se vede disciplină și calitate. Iar ție, Nadia, tot binele din lume. Eu vă mulțumesc pentru că întotdeauna v-am urmărit și aveți o fire foarte pozitivă și mă încărcați pozitiv și pe mine și, bineînțeles, are și un simț al umorului foarte dezvoltat. Și păi atunci, dacă noi între noi nu râde și nu mai glumi, oricum viața mai ne dă și câte una amară și câte una dulce, dar le depășim. Dar așa este. Mulțumesc din tot sufletul. Să le ascultați cu drag. Nadia, vezi că ai uitat să-i mai dai ceva doamnei mulțumesc Maria din Cârneci. Suflet. Ai uitat să-i mai dai un ceva? Un pupic. Pupic cu bila dat. Poalele în brâu, să le pregătești. Măi, dacă poale, are acasă avem două nepoțele și o așteaptă. Avem poale, dar nu plec până nu mănânc. La noi nu se fac, așa că am să avem iau. Și pentru la pachet, așa, așa. Cum e da, o problemă. Mamia mănâncă, nu? Mamia mănâncă. Așa. Mulțumesc, Nadia, cu încă o dată. Și eu pentru sufletul Nadiei și al celor care ne urmăresc cu drag de acasă, un cântec de joc, dorul greu, dragostea mare. Maria Cârneci. Muzica
să mi lași pe neica, că mi-e dragostea din tâi și ne iubim de copii. Fă ce vrei cu viața mea, măi, dar să mi lași pe neica, că mi-e dragostea din tâi și ne iubim de copii. Doamna Maria Cârneci, cântece frumoasă, așa cum vă spuneam, ascultați în această seară, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Și Nadia Duluman trebuie să ne mai dăruiască două cântece, pentru că fiind pion principal al emisiunii noastre, trebuie să ascultați mai multe cântece. Ce se regăsesc pe aceste albume? Tu, dacă vrei să mai mulțumești... cuiva poți să faci acest lucru? Eu trebuie să mulțumesc și publicului meu drag care mă ascultă și celor care sunt pe Facebook, pe Instagram și ne urmăresc cântecele, celor care sunt alături de mine de fiecare dată și mă susțin, orchestre, bineînțeles maestrului Viorel Leancă, doamne Mihaela Sfic, iubitul meu, familie și tuturor prietenilor și celor care mă întregesc cântecele. Pentru toată lumea! Pentru toată lumea! Eu vreau să le mai spun telespectatorilor noștri că tu și prezinți aceste evenimente, nu doar le organizezi. Adică... Da, îmi place foarte mult ceea ce fac și eu întotdeauna spun că am și reușește atunci când ești implicat cu sufletul. Dacă cineva vrea să organizeze un eveniment, cum te poate găsi? Mă găsesc pe Facebook, bineînțeles, pe YouTube, am pagina mea oficială Nadia Duluman și acolo am și numărul de telefon. Căutați-o și cu siguranță vă veți bucura de momente Tehnologia extraordinare. Tehnologia e la mod, așa că mă găsesc ușor. Te găsesc, ești foarte ușor de găsit, dar acum cântecele tale se vor regăsi și în sufletele telespectatorilor noștri. Doamnelor și domnilor, la Rămășac pe Folclor cu cântece frumoase, Nadia Duluman!
de la hor. Babele veneau să aleagă nor și eu mă uitam când îi cingânam. Păi lumea dragă în suflet o purtam. Toată lumea se prinde la hor. Babele veneau să aleagă nor și eu mă uitam când îi cingânam. Când-i soare sunt verză și de snor să albă stres. Și ai de ri, de ri, de ri, de ri, de ri, de ri, de ri.
ai uitat prin ochii iubitului și de atunci trăiești prin ochii dumnealui. Încă o dată felicitări pentru că ai făcut o alegere foarte bună și că ai lângă tine un om care te susține. Foarte bine că ai ales să lansezi aceste albume în cadrul emisiunii noastre Rămășac pe Folclor, pentru că și în această seară, dragi telespectatori, punem Rămășac pe Folclor. Punem pariu pe cântec și pe tradițiile neamului românesc. Vreau să mulțumesc și eu pentru vestimentația din această seară doamnei Sofica Cărbunaru, să-i mulțumesc domnului Nicu Rotaru pentru aceste accesorii, să mulțumim sponsorilor noștri, Cofetăria Claus, mulțumim doamnei Adam, mulțumim Nea Vasile Cozonac, mulțumim Salon Vigmar și doamnei Margareta Mihai. În această seară, la această bucurie a Nadiei Duluman, dar și la bucuria dumneavoastră, pentru că sunt convins este o bucurie și pentru sufletele dumneavoastră să ascultați cântece, au venit soliștii, să spun așa, orchestrei de muzică populară Ciprian Porumbescu din Suceava. Dana Dăncilă, bună seara! Bună seara și bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe toți cei ce ne urmăresc. Mulțumesc din suflet, Nadia, pentru faptul că mă număr printre invitații tăi într-un moment atât de important din cariera ta și, de asemenea, mă bucur că mă aflu alături de colegii mei din ansamblul artistic Ciprian Porumbescu din Suceava. Sunt mândră că fac parte din acest colectiv și, bineînțeles, de toți ceilalți interpreți consacrați. Marian Gogan este și el alături de noi. Bună seara! Bună seara și bun găsit! De asemenea, țin să-mi manifest și eu bucuria de a fi astăzi printre cei enumerați să facă parte din acest regal folcloric oferit în dar scumpei noastre Nadia, pentru a inaugura, așa cum se cuvine, lansarea celor două albume. Albume care sper eu să-i aducă fericire și succesul așteptat. Nadia, felicitări! Felicitări, Nadia, și alături de voi este și interpreta pe care eu o iubesc foarte mult. Interpreta cu cele mai frumoase gropițe în obraj. Lucica Păltineanu. Bună seara, Lucica, și crede-mă că mă bucur din tot sufletul că ne vedem în această seară aici. Trebuia să ne mai vedem mai de mult și în altă parte, dar nu s-a putut, dar iată că în această seară s-a putut. Sărut bună mâna. Seara! Bună seara, Georgel! Bună seara tuturor! Vă mărturisesc faptul că sunt foarte bucuroasă în această seară, pentru că iată am ocazia să cânt alături de colegii mei dragi din cadrul ansamblului artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, unde activez de peste 24 de ani. Salut prezența doamnelor cântecului popular din România, stimă și respect. Felicitări, Nadia, pentru alegerea făcută, felicitări pentru că practic ai ales calitatea. Îți urez mult, mult succes și la mai multe CD-uri. Iar acum, pentru publicul de acasă, trimitem cântecele dumneavoastră Lucica Păltineanu, Dana Dăncilă și Marian Gogan. La bătrânesc i-am poftit că joc și eu, cum juca tatu caneu. Ușor el și a pasat, ia ca așa și iar așa. Bătrânească n-am uitat, ia ca așa și iar așa. Mâine poi mâine-a juca, ia ca așa și iar așa. Tătașă copila mea, ia ca așa și iar așa. Păi bătrânească ai din Falcău, păi și-o joacă tăteam un eu. Jochișoare moi, ca stai joc pentru voi, că e un chic mai așa zar, ușorele-i de purtat. Prandașir crescut în fân, ia ca așa și iar așa. Mult mi-i drag jocul bătrân, ia ca așa și iar așa. Pisul soare, pisul lună, ia ca așa și iar așa. Săltă-ți joc cu voi, e bun, ia ca așa și iar așa. Păi până mâine te-a juca, tot nu m-aș mai sătura, mă! Vine și bătrân
bătrâni tă-ți joacă, bătrâneasca pitoloc. S-o făcut o roată mare, bucuros îi mândru soare. Când soarele-a străluși, ia ca așa și iar așa, bătrâneasca n-a murit, ia ca așa și iar așa. Că-i joc vechi și-i vide mult, ia ca așa și iar așa, și cu el tă-ți ne-am născut, ia ca așa și iar așa. Păi, chișoare, nu vă muieți, mă! Și-o de râs nu mă fășeți. Vai, vai, chișoare, nu vă dați. Vai, bătrâneasca, hai, jucați. Ia ca așa și numai așa. În soare, tararai, deridera. Ia uitați și nuntă mare, tararai, deridera. Ia uitați, mirile vine, tararai, deridera. Cu tățatul și cu nuni, tararai, deridera. Ești nireasă în o gradă, tararai, deridera. Că vrea lumea să te vadă, tararai, deridera. S-o strânsteți pe lângă nune, tararai, deridera. Să-ți așez în cap cu nune, tararai, rai, deridera. Deridera. Și la pragul de la tindă, tararai, deridera. C-ai trecut peste el, fate, tararai, deridera. Și-napoi treci mari, tate, tararai, rai, deridera. Nu-i mergi la soacră ta. Și tu nireasă, tararai, deridera. Să aveți viață frumoasă, tararai, deridera. Voi părinți bunici și nuni măi, tararai, deridera. Să trăiți ani mulți și buni măi, tararai, deridera. Bucurii multe să aveți măi, tararai, deridera. Poți să-i creșteți, măi, tararai, rai, deridera. Să
fericită de strânsura, ram tiri diri diri dirai ra. Ora di la Dragomir, na ram tiri diri diri dira. Trompeta îi zice, tu îi zici foarte bine, dar uite, acum am observat, acum am remarcat și grobița din obrazul tău. Moldovencele sunt și frumoase, sunt și talentate. Cele mai frumoase, spune doamna Elisabeta Turcu. Așa este. Toate româncele sunt frumoase, doamna Betty. Așa. Și Maria Cârneci este și frumoasă. Și vreau să-i mulțumesc pentru că în această seară a trecut pe la noi și că a putut să fie alături de Nadia Duluman, cea care în această seară își lansează cele două albume. Vă mulțumim frumos! Eu vă mulțumesc, Georgica, și nu plec de aici până nu mai felicit încă o dată pe Nadia, pe maestru Viorel Leancă, maestru coregraf pentru acești artiști minunați, gătiți frumos ca la zi de sărbătoare, și la colegul meu care s-a dus să bea o cafea sau nu știu pe unde e, Sorin S-a dus Filip, să dea autografe pentru că au venit fanii la... Felicitări tuturor, mi-ai făcut voi, Etno TV, mi-ați făcut o bucurie că am văzut atâția artiști frumoși care respectă scena de la... Uitați-vă cât sunt de frumoși, de la dansatori până la instrumentiști, ca să nu mai vorbim de artiști, de cântăreți. Felicitări tuturor și vouă, dar și artiștilor. Vă mulțumim. Și Nadiei. Acum mai dăruim pentru publicul de acasă. O sârbă frumoasă. O sârbă semnată Maria Cârneci. Hai.
dulceața buzelor. Întotdeauna Maria Cârneș ne aduce veselie și ne aduce bucurie și ne aduce totodată și cele mai frumoase cântece. Încă o dată vă mulțumim din suflet. Eu vă mulțumesc din suflet, felicitări echipei voastre, felicitări artiștilor și ție, Nadia, în mod special, să dea Dumnezeu să fii sănătoasă și să ne mai chem la așa petreceri. Uite, ne-ai adus aici și mâncare și poale în brâu și ne-a așa. Adus de toate, da, de toate, de toate ne-a adus. Să-ți ajute Dumnezeu și încă o dată felicitări pentru toți cei care te-au ajutat și pentru voi, vă pup și vă iubesc. Mulțumesc din suflet, Nadia! Mulțumesc din suflet! Vă mulțumim și le mulțumim și telespectatorilor noștri pentru că întotdeauna ne așează în topul audiențelor. Dacă telespectatorii nu s-ar uita la emisiunile noastre, munca noastră ar fi în zadar. Așa că vă mulțumesc încă o dată, stimați telespectatori, și vă invit de luni până joi de la orele 20:30 de minute să urmăriți emisiunea Rămășa pe Folclor, iar vinerea vă dăm întâlnire de la orele 20. Acum am pregătit pentru dumneavoastră un alt moment frumos, un moment oferit de formația de dansuri a ansamblului artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, al Centrului Cultural Bucovina, ansamblu patronat de Consiliul Județean Suceava. Aplauze și pentru managerul Sorin Filip, aplauze pentru maestru coregraf George Paliunuc. Conducerea muzicală este asigurată de maestru, de dirijorul nostru de excepție, Viorel Leancă, aranjamente orchestrale George Sârbu, Viorel Leancă și Răzvan Mitoceanu. Urmăriți-i pe acești adevărați dansatori. Frunze verde din stejar, hai la joc, măi, gospodari! Hai dați ceasul să jucăm, că, Doamne, fudui suntem! Muzica! De joc nu ne lăsăm! De joc nu ne lăsăm! Jurăm! Jurăm! Pământul să-l apărăm! Pământul să-l apărăm! Ia-ți mândrâșa frișează!
Bravo, bravo, foarte frumos, doamnelor și domnilor, iată formația de dansuri a ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava. Acești oameni au adus pentru dumneavoastră dansul românesc. Vă reamintesc că suntem la o seară specială pentru că lansăm cele două albume ale îndrăgitei interprete Nadia Duluman. Nadia Duluman așteaptă din clipă în clipă să vină și Petrică Mâțu Stoian și noi îl așteptăm pe Petrică Mâțu Stoian și sunt convins că și dumneavoastră cei de acasă. Nadia, vreau să cântăm mai mult în această seară, vreau să transmitem bucuria asta oamenilor care ne urmăresc. Tocmai de aceea am ales numai cântece de joc și voie bună. Cântece de joc, de voie bună, le trimitem acum spre dumneavoastră cu Nadia Duluman. Ia uzi, ia uzi.
auzi, auzi, tare mult i-o plăcut, dai der da der da. Pe mine ce m-a făcut, ia auzi, 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 tare mult i-o plăcut, dai der da der da. I-o plăcut ce băutura, ia auzi, 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 și la jochi uie dura, uite, uite așa. I-o plăcut ce băutura, ia auzi, 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 și la jochi uie dura, uite, uite așa. Ia uzi, ia uzi, ia uzi, ia fata așa cum mi-a plăcut, dai der da der da. Șocat atât până n-o găsit, ia uzi, ia uzi, ia uzi, ia fata așa cum mi-a plăcut, dai der da der da. Frumoasă fără de părechi, ia uzi, ia uzi, ia uzi, ia și la joc fruntea între fete, uite, uite așa. Frumoasă fără de părechi, ia uzi, ia uzi, ia uzi, ia și la joc fruntea între fete, uite, uite așa. Frumoasă, ia uzi, ia uzi, ia uzi, ia, da și tata că-s dracoasă, dai der da, der da. De la mine să-ți fădeesc, ia uzi, ia uzi, ia uzi, ia, da eu știu că mă iubesc, uite, uite așa. De la mine să-ți fădeesc, ia uzi, ia uzi, ia uzi, ia, da eu știu că mă iubesc, uite, uite așa. Ui, toată ziua ca să-ți fadă, ui, toată ziua ca să-ți fadă, nu mai știu cum să mă împart, mami să mâncă-s frumoasă, ui, mami să mâncă-s frumoasă, tati să mâncă-s dracoasă. E și frumoasă, ești și talentată și e și înconjurată de oameni buni în această seară. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne-am adunat aici să îi lansăm cele două albume ale îndrăgitei interprete Nadia Duluman, albume realizate cu orchestra de muzică populară de la Suceava, cu orchestra ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava și la această petrecere a noastră, la bucuria sufletului a Nadiei Duluman, a venit și un mustăcios, un interpret cunoscut, un iubit interpret al neamului românesc, Petrică Mâțu Stoian. Bună seara, domnul Petrică Mâțu Stoian! Bună seara și bine ne-am reîntâlnit, domnul Georgel. Am venit pentru că am fost invitat la această frumoasă emisiune. Să te felicit, draga mea colegă și prietenă, Nadia, pentru tot ceea ce ai realizat și vei realiza de azi înainte. Este o onoare să fiu acompaniat de orchestra Ciprian Porumbescu de la Suceava și să-mi reîntâlnesc colegi dragi. Cu metrul meu, cum îmi place mie să-i spun, Sorin Filip, Lucica Păltineanu, cea care a debutat odată cu mine, acum 6.686.000 de ani. Te îmbrățișăm cu drag, Petrică. Și ne bucurăm și că ne revedem. Și mai tânăra noastră, Dana Dăncilă. Dănuța. O să ne simțim bine în această seară. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit, maestre, și vă dăruiesc cele două albume cu toată prețuria mea, că sunteți alături de mine în această seară și să știți că mă bucur enorm că ați reușit să ajungeți la această emisiune. Mulțumesc frumos! Dacă îmi place vreun cântec de pe el, pot să-l cânt și eu? Sigur, cu mare drag. Pot să-l și înregistrez? Nenea Petrică, dar să știi că și noi ne bucurăm că ești în această seară aici. Și vino colegii mei din regie și colegii mine, din platou, cu toții ne bucurăm. El este colegul meu, tot timpul mai vorbim și în privat și îmi place cum se îmbracă, în fiecare seară își schimbă ținuta. Astăzi s-a îmbrăcat în aur. M-am îmbrăcat în aur pentru că este o ediție de aur. E adevărat. Da. Doamnelor și domnilor, Petrică Mâțu Stoian!
Cântece, cântece vesele pentru dumneavoastră. Să știți că a venit și producătorul general al televiziunii Etno, Cosmin Man, și mi-a zis așa: vreau să cânte Petrică Mâțu Stoian, toate în lume le-am făcut. Trate cu drag le-am făcut. Au ce cântec e asta? Da, este un cântec mai nou. Tu oricum n-asculți, că tu... Ascult, dar pe ăsta, dar pe ăsta nu l-am ascultat. Tu cât ești de ocupat și câtă muzică auzi aici la Etno, cu mâinile de cap. Știu, cu acele doamne prunele, danțurile. Nu, eu am 480 de cântece ale mele, așa că trăiesc din munca mea și îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat și minte și mă rog la Dumnezeu să mă îmbătrânească frumos și să nu mi le ia mințile. Lasă că ai rămas tânăr, nu ești bătrân, am ești o melodie frumos, frumoasă. Toate cu drag le-am făcut. Eu nu mi-am trăit, nu mi-am cântat viața personală niciodată, pentru că nu interesează pe nimeni. Am cânta viața seminilor mei cu trăirile lor, cu sentimentele lor, cu tristețile lor, cu bucuriile lor. De data asta, acest cântec l-am scris pentru mine. 2 minute 36 de secunde are. 2 minute și 36 de secunde. Ascultați chiar acum. Mi se potrivește și cântec vouă, colegii mei dragi. Pentru toată țara, Petrică Mâțu Stoian. Așa frumos, oltenii mei dansatori, ai văzut? Păi dacă sunt profesioniști, cum să nu, dansează foarte bine și dansează pe cântecele tuturor zonelor, să spun așa, că e Oltenia, că e Banat, că e Muntenia, că e Moldova, nu contează. Profesioniștii sunt profesioniști, așa cum sunteți și dumneavoastră, domnule Petrică Mâțu Stoian, vă invit să luați loc la masă. Adică acum mă pui la masă, nu? Păi nu trebuie să vă servească. Avem poale ceva sărbătorită. Avem. Știi cum se mănâncă poalele în brâu? Cum? Spune în pauză. Bine, în pauză. În această seară, Nadia Drumani este și sărbătorită, își lansează și albumele, este prietena noastră dragă și mă bucur mult de tot pentru că a reușit să facă o seară de neuitat, o emisiune care se va păstra foarte bine în videoteca televiziunii noastre. Acum vreau să mergem mai departe și să ascultăm cântecele invitaților din această seară. Elisabeta Turcu Juverdeanu, Sorin Filip, mai apoi Nadia Duluman, Lucica Păltineanu, Dana Dăncilă și Marian Gogan. Muzica.
De ce ne-i că gura ta e mai dulce ca mierea? O sărut de ani de zile și ca mierea de albine. Dacă stau și mă gândesc, vezi bine că am să ghicesc. Dragostea noastră curată ne-a luminat viața toată. 10 vieți dacă aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. 10 vieți și încă ceva și tot nu te pot uita. Florile din voi strălucesc ca soarele, mă încălzesc ca razele. Dacă stau și mă gândesc, vezi bine că am să ghicesc. Dragostea noastră curată ne-a luminat viața toată. 10 vieți dacă aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. 10 vieți și încă ceva, te-aș iubi pe dumneata. Dacă am o supărare, ia-mi e leac și alinare. Dacă stau și mă gândesc, vezi bine că am să ghicesc. Dragostea noastră curată ne-a luminat viața toată. 10 vieți dacă aș trăi, tot pe tine te-aș iubi. 10 vieți și încă ceva și tot nu te pot uita. Printre braze de jaleșe, dor de frați, cuco frețe or, ne cânte de dor. Plâng bătrânii satului, că știu chinul cucului, cuco frețe or, ne cânte de dor. Ora cânte și ne adună, flăcăie s-au prins de mâne, cuco frețe or, ne cânte de dor. Cânte de cătănie, în el când spuce așnie, o, cu frață ori, ne cânte de dor. Lasă tăt bucovineanu să-și ții țarașă neamu, cu frață ori, ne cânte de dor. Nu-i o gor fără de har, Bucovina plai bogat, cuco frețe or, ne cânte de dor. Dacă o fecoșe să mor, las acasă un fișor, cuco frețe or, ne cânte de dor. Tu din vârful bradului, să-i cânti doina neamului, cuco frețe or, ne cânte de dor. Să nu pleșe-n prebejei, rada și-na să ne țâie, cușe frețe or, să-i cânti cu dor. La brâu să poarte cu drag, plosca și vechiul baltag, cușe frețe or, să-i cânti cu dor. Cânte cu
cu un frunză rar, ora din bătrânea mare, cu frață or, nicântă de dor. Cânte cucușe suschine, după noastră Bucovine, cu frață or, nicântă de dor. Dragi prieteni, așa cum vă spuneam, este o seară frumoasă, este o seară specială, iar Nadia Duluman, din câte știu eu, a înregistrat și câteva cântece cu iz patriotic, să spun așa. Da, pentru că suntem în an centenar, mi-am dorit enorm de mult să cânt acest imn alături de ansamblul artistic Ciprian Porumbescu, alături de maestru Viorel Leancă, căruia îi mulțumesc că mi-a făcut niște cântece extraordinar de frumoase, și doamnei textiere Mihaela Sfic, și vreau să dăm mână cu mână cu toții și să, pentru că ne iubim țara și România, ne iubim patria, să fim uniți așa cum suntem în această seară la Etno TV. Suntem uniți, iar eu aș vrea acum să le prezinți oamenilor de acasă aceste momente frumoase. Doamnelor și domnilor, Nadia Duluman. Thank you.
și moșnești, ai derdara, derdidara, și niciunul nu-ți betești, ai derdara, derdida. Joacă babi și moșnești, ai derdara, derdidara, și niciunul nu-ți betești, ai derdara, derdida. Îți calis ca și un foc și la lucru și la joc. Câți din neam de oameni iot și pe lume ești de-ndrăguț. Joacă moșugă făind, ai derdara, derdidara, și băbuța chiuind, ai derdara. Joacă moșugă făind, ai derdara, derdidara, și băguța chiuind, ai derda, derdam. Moșu străgă, baba joacă, dai derdara, derdidara, toată lumea să pitreacă, dai derdara, derdidam. Moșu străgă, baba joacă, dai derdara, derdidara, toată lumea să pitreacă, dai derdara, derdidam. Sare sus picior din babă, că doar nu-i rămân nici capă, joacă, joacă cât mai poți, că doar tu ne îngropi tăți. Ai derdara, derdidara, și ficiorul încremenit, ai derda, derdam. Toate fetele au fugit, ai derdara, derdidara, și ficiorul încremenit, ai derda, derdam. Așa baba, așa moșneag, ai derdara, derdidara, eu din neamul lor mă trag, ai derdara, derdidam. Așa baba, așa moșneag, ai derdara, derdidara, eu din neamul lor mă trag, ai derdara, derdidam. Și pământul s-a crăpat, dai derdara, derdidam. Colbun sus s-a ridicat, dai derdara, derdidara. Și pământul s-a crăpat, dai derdara, derdidam. Că gine toba mai bat. Mai scrip care vin în coa, trili, 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 hop, e drag și de dumneata, trili, trili, trili. Mai scrip care vin în coa, trili, 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 hop, e drag și de dumneata, trili, trili. Că scripcuța-i de brăduță, ia ca așa și iar așa, și până rămân disculț, hop, șa, ia ca așa. Că scripcuța-i de brăduță, ia ca așa și iar așa, și până rămân disculț, ia ca așa, așa, așa. Păi, iată și-a snuchiuiți, muzicanță să s-auziți. Jucăm, apoi lasă că învățăm. Hai în strate să jucăm, trili, 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 hop, pământul să-mi frământăm, trili, trili, lili. Hai în strate să jucăm, trili, 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 hop, pământul să-mi frământăm, trili, lili, lili. Ca ăștia o obosit, ia ca așa și iar așa, amul lasă-i că eu strâng. Șa, ia ca așa, ca ăștia o obosit, ia ca așa și iar așa, amul lasă-i că eu strâng, ia ca așa, așa, așa. Ai, o, că ghilinii la joc, hai, nu m-aș
că tra-tra-dai, ra-tra-tra-dai, da capila bucovinen. Tra-tra-dai, ra-tra-tra-dai, da cine joacă să trăiască. Tra-tra-dai, ra-tra-tra-dai, da tot capila sușemen. După domă și trompete, tra-tra-dai, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Hai la joc, Melisabete, puteri oameni buni. După domă, după mine, tra-tra-tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Din nou noi cu șobini, cu puteri oameni buni. Șoară-n pașii, tara-tara-tara-tara-tara-tara. Dar țară-nească tare-n pașii, cu puteri oameni buni. Te mai uita la mine, poate-l juca mai bine. Tara-t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 ara. Da, hai, da, stă-ți la țărănească. Tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara. Tata-ți fost jucatim, tir-li-li-li-la. Și la mine ați ajuns, tir-li-li-li-la. Să vă văd sarind în sus, tir-li-li-li-la. Hei, ziru, s-ați capibat, tăi, că m-am prins lângă flacăi. Voi cochilii s-ați piloc, că din mine iese foc. Ziru, s-ați capibat, tăi, că m-am prins lângă flacăi. Da, voi cochilii s-ați piloc, că din mine iese foc. Hai la joc și poate sparti! Când e tata-ți fost jucatim? La mine ați ajuns să vă văd sarind în sus. Sari în sus ca mea și nouă, tir-li-li-li-la. Că doar ești ghelită în rouă, tir-li-li-li-la. Și o scată pe razoare, tir-li-li-li-la. În lumina de la soare, tir-li-li-li-la. Sari viața ca mișuică și de trupul se hurducă. Că scricarul s-o aprins și de jocul s-o înșins. Sari viața ca mișuică și de trupul se hurducă. Că scricarul s-o aprins și de jocul s-o înșins. Sari în sus ca mea și nouă, că doar ești ghilită rouă. Și uscată pe razoare, lumina de la soare. Sunanul din schinarim, tir-li-li-li-la. Că m-am încalzit prea tarim, tir-li-li-li-la. Zvârșit cușma jos din cap, tir-li-li-li-la. Și cu dânsa vânt îmi fac, tir-li-li-li-la. Hei, că obrazul mare din foc, dar nu mă opresc din joc. Chiu-i strâng și fac răpăt, tări fertili mă văd. Cu obrazul mare din foc, dar nu mă opresc din joc. Chiu-i strâng și fac răpăt, tări fertili mă văd. Zvârșit umanul din schinarim, m-am încălzit prea tare. Țâr și cușma jos din cap și cu dânsa vânt în fac. Stai jocul de fișorim, tir-li-li-li-la. Și-l jucam în sărbătorim, tir-li-li-li-la. Fără fete și femeim, tir-li-li-li-la. Numai noi fișori holteim, tir-li-li-li-la. Fără cușmă și suman, parcă-și mai juca un an. Și-am să-l pun acasă-n cui, și-am să port și grija lui. Fără cușmă și suman, parcă-și mai juca un an. Și-am să-l pun acasă-n cui, să nu port și grija lui. Este jocul de fișori și-l jucam în sărbători. Fără fete și femei, numai cu fișori hotei. Om strigat și-o închiuit până jocul s-o gati. Bravo, bravo, foarte frumos, dragi prieteni, vă reamintesc că Nadia Dulumani este vinovată pentru această seară a emisiunii noastre Rămășagă pe Folclor. Nadia, dacă ar fi să-ți mai dorești ceva,
în momentul de față, ce ți-ai mai dori? Dacă îmi dă Dumnezeu sănătate, restul se fac toate. Dacă avem sănătate, le putem face pe toate, dar acum putem face un alt moment frumos pentru sufletele telespectatorilor care la această oră stau în fața micului ecran și ne urmăresc. Doamnelor și domnilor, formația ansamblului profesioniști Ciprian Porumbescu al Centrului Cultural Bucovina, un ansamblu patronat de Consiliul Județean Suceava. Manager Sorin Filip, maestru coregraf George Paluniuc, conducerea muzicală este asigurată de maestru Viorel Leancă, aranjamente orchestrale George Sârbu, Viorel Leancă și Răzvan Mitoceanu. Urmăriți-i pe acești dansatori ai ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava.
momente deosebite puteți urmări aici la Rămășac pe Folclor și încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor telespectatorilor noștri care ne urmăresc. Mulțumesc pentru vestimentația din această seară doamnei Sofica Cărbunaru, le mulțumim sponsorilor noștri, Cofetăria Claus, mulțumim doamna Adamă, mulțumim Nea Vasile Cozonac, mulțumim Salon Vigmar și doamnei Margareta Mihai. Puțin mai devreme, domnul Petrică Mâțu Stoian spunea așa: domne, uite ce dansatori frumoși, și la noi la Craiova sunt dansatorii foarte frumoși. Toți dansatorii din țara românească sunt excepționali. Nu-i așa, Nenea Petrică? Eu am impresia că Sorin, managerul ansamblului, cred că a cumpărat un cântar și are un cântar acolo. Părerea mea. E adevărat, Sorinele? În general, fetele țin la siluetă. Da. Adică asta iar este o fetele condiție. Din Bucovina întotdeauna țin la siluete. Da, e, așa mai trebuie puțin. Un artist să facă. Mănâncă mai puțin, nu? Mai puțin. Mai răruscă, mai drăguț. Atunci, dumneavoastră, mâncați mai puțin de pe masa aceea, dar ca să nu vă îngrășați. Vedeți că toate sunt aici? Cum? De când am început emisiunea, totul e intact aici. Neatins. Am foarte văzut puțin câteva poale în brâu. Da, și platourile care au fost înainte de emisie tot acolo sunt, le găsiți acolo. Bine, mă duc și văd. Nenea Petrică, mulțumim frumos că în această seară ai fost alături de noi. Păi stai, te mă trimiți acasă mod, ce nu, să... nu că te mai pun la cântat. Dar simt nevoia să-ți mulțumesc încă o dată, pentru că pentru mine, dragi telespectatori, Petrică Mâțu Stoian înseamnă foarte mult. Și n-am să uit niciodată că primele sfaturi le-am primit de la domnia sa. Mulțumesc că ați reușit să fiți și lângă Nadia Duluman, lângă prietena noastră. Și eu mulțumesc pentru invitație și îmi place să fiu alături de colegi dragi, de oameni buni. Mă înconjor de oameni cu energii pozitive ca să nu am probleme. Așa. Și următoarea melodie este pentru toți cei care au probleme cu inima, din dragoste, nici de cum de domeniul medical. Păi ascultăm acest cântec care zic eu că este leac pentru inima omului, apoi ascultăm un cântec frumos interpretat de Sorin Filip și un alt cântec interpretat de Nadia Duluman.
ardeiaș, ca așa și tot așa, după mine măi dobaș, de așa și numai așa, zăi mai tare scrip caraș, zăi așa și tot așa, se joc lângă fișoraș, de așa și tot așa, vreau cu ei să mă întrec, și la joc să mă pitrec, că stânășim că pot, holbul din pământ să scot, vreau cu ei să mă întrec, și la joc să mă pitrec, că stânășim că pot, holbul din pământ să scot. Sunt Ilie așa, uite așa și tot așa, bate toba n-o lăsa, ți-ai așa și nu te da. Că piciorii sunt tinerei, uite așa și iar așa, dar încă n-au banii nei, uite așa și numai așa. Eu am puterii cât cinci și-am jucat numai pe ei, mă țin minte mândrile, că le-au curat gurile. Eu am puterii cât cinci și-am jucat numai pe ei, mă țin minte mândrile, că le-am curat gurile. Fii șâncăr legat, ia ca așa și tot așa, alba la șubot să bat, ia ca așa și numai așa, mândra pe sub mână duc, uite așa și iar așa, ușor el să n-o hurtuc, uite așa și numai așa, de la 1 până la 8, ca pe sât în mândra port, de la 8 la 1 iar, voi de joc n-aveți habar, de la 1 până la 8, ca pe sât în mândra port, de la 8 la 1 iar, voi de joc n-aveți habar. Trece jocul înapoi, uite așa și iar așa, că sunteți fișori de soi, uite așa și iar așa, ați fost vara sus la oi, uite așa și tot așa, și-ați pupat buzele moi, uite așa și numai așa, sus genunchiul ridicat, stălpele nu le cruțați, cât de ciuca până mar, de mine tot nu m-a luat, sus genunchiul ridicat, stălpele nu le cruțați, cât de ciuca până mar, de mine tot nu m-a luat. Să nu-mi dai averi pe lume.
dragi prieteni, din păcate tot ce e frumos se termină repede. Vă reamintesc că a fost o seară extraordinar de frumoasă când noi am lansat cele două albume ale interpretei noastre dragi, Nadia Duluman. Să-ți aducă tot succesul din lume aceste albume și să fii întotdeauna înconjurată de oameni minunați, așa cum ai fost în această seară. Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platou, mulțumesc celor de acasă pentru că ne-au urmărit până la această oră, mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și să ne dea bunul Dumnezeu sănătate, să ne vedem și la cel de-al treilea album, de ce nu? Să dea Dumnezeu așa să fie. Mulțumim orchestrei a ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, le mulțumim dansatorilor, mulțumim interpreților, vă mulțumim dumneavoastră celor de acasă pentru că întotdeauna sunteți aproape de emisiunile noastre. Îi mulțumim maestrului Viorel Leancă, mulțumesc colegilor mei din regie, colegilor din platou, mulțumesc, am spus invitațiilor, domnul Petrică Muțu Stoian, uite, numesc, Sorin Filip, Dana Dăncilă, cine mai este pe aici? Lucica Păltineanu, Marian Gogan, tuturor le mulțumesc, doamna Elisabeta Turcu-Juvedeanu, doamnei Maria Cârneci, dar vă mulțumesc în special dumneavoastră pentru că sunteți publicul nostru drag și vă dau întâlnire și mâine de la orele 20. O seară bună tuturor, la revedere! Hai să-i zicem și-o rusească, pipătutii sunteți ăștia pilă voinești. Fuză verde de-a vremea să hai să-i zicem și-o rusească, pipătutii sunteți ăștia pilă voinești. Dar mă uit când am ochiși, când ni-l afarmă pe aici, și-am zvârt cu el în câini, că-am rămas numai în colțuri. Dar mă uit când am ochiși, când ni-l afarmă pe aici, și-am zvârt cu el în câini, că-am rămas numai în colțuri. Și-ai luat lutul la bătaie, și-ai fa și chirpiși cu paie, și eu-i vin din șala săț, în eu badi din calțat. Stau să mă gândesc și la mine vă poftesc. Când mi s-o fac cu dijoc, nu pot sta pilău. Eu nu stau să mă gândesc și la mine vă poftesc. Când mi s-o fac cu dijoc, nu pot sta pilău. Cam poate, dar nu-i prea nou. Și-am zis să o rupim în două. Mărunțar și-o fi bătăi, după mine mai flăcăi. Cam poate, dar nu-i prea nou. Și-am zis să o rupim în două. Mărunțar și-o fi bătăi, după mine mai flăcăi. Un, doi, trei și fără podele. Cât doar n-am la trunchi ușeli. Mărunțar și-o fi bătute, să-mi fac lemni cât mai multe. Adică nu ia bună, că eu și-o parcă se bună. Nu te mai uita înapoi, zic ca pila noi. Adică nu ia bună, că eu și-o parcă-s nebună. Nu te mai uita înapoi, zic ca pila noi. Ia mai zic afară plouă și podeaua ai rupt în două. Dar nu mă opresc din joc, cam am lemnit de foc. Ia mai zic afară plouă și podeaua ai rupt în două. Dar nu mă opresc din joc, cam am lemnit de foc. Păd în iarnă ca puntaș și apoi văd eu și-ai mai fac. Și cam în șurum pe la boc, numai bun de pus pe foc. Bădiță câi zeci ghine, zi rusasca după mine. Că eu din cum alta nu-i para focul lui. Zi bădiță câi zeci ghine, zi rusasca după mine. Că eu din cum alta nu-i para focul lui. Dar de asta ni pi plac, că li vin la tăți de hap. Mărunțăl și-o pi bătăi și-nc o dată mai flăcăi. Dar de asta ni pi plac, că li vin la tăți de hap. Mărunțăl și-o pi bătăi și-nc o dată mai flăcăi. Cădeam o săptămână, mă așteaptă sapa-n grădină. Cam și-o bahnă de prașă, da la aia.